Având în vedere recentele căderi de precipitații și răcirea accentuată a vremii, polițiștii de la rutieră recomandă conducătorilor de autovehicule să circule cu prudență, să reducă viteza de deplasare și să evite manevrele riscante care nu sunt absolut necesare, precum depășirile pripite. Primul și cel mai important este să aibă autovehiculele dotate cu cauciucuri cu anvelope de iarnă. Un al doilea rând, viteza trebuie să fie adaptată condițiilor meteo, să fie în special în locurile și zonele periculoase. Mă refer aici la curbe, mă refer la rampe, mă refer la o atenție sporită în zona trecerilor pentru pietoni, pentru a nu fi surprinși și pietonii și accidentați pe trecerile pentru pietoni. Manevrele pe timpul mersului trebuie să fie adaptate, trebuie să fie orice manevră, trebuie să fie făcută cu prudență, nu trebuie acționat frâna brusc, nu trebuie acționat sistemul de direcție, mecanismul de direcție, nu trebuie acționat brusc, sistemul de frânare la fel. Recomandările polițiștilor vizează și echiparea autoturismelor pentru condiții de iarnă, pornind de la anvelope până la asigurarea unui stoc de material antiderapant. Conducătorii auto ar fi bine să aibă asupra lor, să aibă rezerve de combustibil pentru un eventual blocaj în trafic, să aibă haine groase, să aibă o lopată. Chiar dacă în următoarele zile județul Giurgiu nu mai este vizat de ninsori, echipajele de poliție vor fi în permanență în trafic. Pe principalele sectoare de drum național, mă refer aici la drumul național 6, drumul național 5, avem câte 2-3 echipaje și pe celelalte drumuri naționale, drumuri județene, acționăm în funcție de necesitate cu câte un echipaj de poliție rutieră. De când a început să lingă la Giurgiu, nu a avut loc decât un singur eveniment rutier. Un autoturism a ieșit de pe carosabil pe drumul național 5, iar o persoană a fost rănită ușor.